Salutare, dragi prieteni! Am revenit cu un nou vlog. Bună ziua, prieteni! Vezi tu de fac introducerea? Da. Astăzi facem cremă de zahăr ars și avem nevoie de, normal, zahăr. Și ingrediente pe care le avem în casă. Esență de vanilie, lapte zuzu, zahăr vanilat, asta habar n-am ce este, și ouă. Marina, ce faci acolo? Pregătesc cuptorul. Pregătim cuptorul. Prieteni, revenim când o să facem compoziția. Prieteni, acum mergem să topim zahărul. Vin să topim zahărul. Stai așa să dăm asta la foc mai mic, știi? Uite, așa, la început. Sau trebuie să dăm un pic la foc mai mare, până se încinge, nu? Așa, așa. Și punem, pentru cei care știu, este ceva de genul Squid Game, nu? Numai că nu punem vir la bunat. Da. Punem mult. Că avem neamă mare. 7. A pus 7 linguri de zahăr. Eu cred că e de ajuns, nu? Nu, hai pune 8, 7 e curvă, știi? La barbut. Pană. Deci da, prieteni, până la urmă am pus 8 linguri de zahăr și așteptăm să se topească. Zici că ajunge? Ajunge. Hai să vedem ce se întâmplă. Deja începe să fie maro. Lasă-mi și pe mine să amestec. Lasă-l așa, se topește singur. Ia să vedem. Dar trebuie și puțină apă. Nu. Prieteni, revenim cum o să se topească. Prieteni, după cum vedeți, am terminat de topit zahărul. Și l-am pus pe pereți. L-am pus pe pereți ăștia de... Și așteptăm să se răcească complet asta. Deci revenim cu compoziția. Nu mai revenim, hai să arătăm aici cum facem asta. Ok. Și... Vino aici. Deci, câte ouă ai zis că punem? De ca să se iasă, pare, nu? Punem 4 ouă, cum am pus doamna aia. Păi nu, dar noi facem mai mult. Punem 8. Nu 8, nu e fine bună, 8 ouă. Doamna a făcut mai puțin, într-o ulicică mică. Pune 5. 5, nu? Da. Numai rotund. Așa. Punem puțină sare, un praf așa. Bine, punem puțin praf, mai mult. Îmi pregătesc zahăr vanilat. Ups. Ce mai întâmplă? Scuzați. Și puțină esență de vanilie. Știi cum se numește un țigan cu un telefon în față la Telecom? Cum? Rom Telecom. Dacă vine bine ouăle. Dar fii și tu mai fericită, mai așa, că dacă tu ești trist în timp bine, ce faci, iasă prost, fii fericită. Toată ziua, știi cât mănâncă? Zice, mă arăt David mie ce mănâncă, numai cu David este. David. Hai să punem, mai punem un nou. Ca să fie. Treaba. Ăsta-i pus? Cozuna cu ăsta. Nu, ăsta nu trebuie. Mai punem un pic de zahăr vanilina, pentru că, dar nu știu, că e... Era zahărul ăla destul de dulce. Dar mai punem, să fie. Fraților, revenim cu o să punem compoziția sau o punem acum, nu? Nu, mai punem laptele. Punem și laptele, am uitat. De lapte. Și un litru de lapte. S-a albit toată situația. S-a albit. Să ne așteptăm bine. Și așteptăm să se răcească zahărul acela.
Și da, revenim când o să punem compoziția în oala cu zahăr vanilat. Da. Vanilat. Într-o tavă. Prieteni, după cum vedeți, compoziția noastră este gata. Acum avem nevoie să o punem într-o tavă. Deci, vino ca să arătăm la prieteni. Am pus aici o tavă. Așa. În care o să punem apă și aici este zahărul răcit, care s-a spart pe aici și este bine că s-a spart. Este răcit? Da. Și punem ouăle cu laptele și esența, zahărul și sare aici. Wow! Așa. Și... stai. Stai, o să punem apă fierbinte în tavă și o dăm la cuptor timp de o oră. Deci mai pe scurt am topit zahăr. După ce am făcut compoziția asta cu ou, sare, lapte, etc. Și acum vezi că mi-am uitat de apă și dacă nu eram pe direct, puteam. Gata, am pus și apă. Să fie. Mai pune. Nu, atât ajunge, că de peste că e deja... Și acum o băgăm la cuptorescu. Pentru o oră. Deja cuptorul e prea încins. S-a încins situația. Și punem asta pentru o oră aici. By the way, trebuie o oală care să nu aibă plastic pe ea pentru că se poate topi. Deci, am pus asta pentru o oră. Deci, revenim cu rezultatul final. Hați. Prieteni, aici fierbe apa. Vedeți? Fierbe. Mai sunt 15 sau... Nu, 18. 18 minute. Și după o scoatem afară. Vedem rezultatul. După care trebuie să lăsăm să se răcească complet. O... Dar nu știu cum o să o luăm din oala asta. Cu, nu știu, o mișcare rapidă pe un platou. Păi acolo e cu clocotină, dacă scapă pe tine din oala din... Păi o să o luăm doar oala, după aia luăm tava. Nu amândouă odată. Revenim. Prieteni, după cum vezi, am scos crema de zahăr ars de la cuptor. Da. Ea se mișcă acum. Dansează. Trebuie să o lăsăm jumătate de oră, o oră la răcit, nu? O lăsăm până se răcește complet. Și revenim când o să o mâncăm, slash tăiem. Prieteni, uitați cum arată crema de zahăr ars. Ea arată bine, dar a ieșuat, pentru că... Când am pus-o în tavă, ea s-a spart. Pentru că încă este călduță, ea trebuia mai rece, dar nu mai aveam răbdare, de fapt. Vreau să ștești cadrul ăla. Deci hai să tăiem o feliuță, să vedem cum... Hai, tai eu, da? Nu, că tai eu. Tai eu. Stai să iau o paletă. Prieteni, cam așa arată crema de zahăr ars. A fost puțin fail pe acolo pentru că s-a crăpat. Da, mă rog, vedem acum rezultatul final. Așa e, a avut dreptate care când sunt eu, nu sunt eu în treaba mea, în apele mele, nu iese nimic cum trebuie. Ba. Ia uitați, prieteni, e foarte apetisantă. Apetisantă. No, asta e crema de zahăr. Stai puțin, stai. Stai, o țiraș. Păi nu tăia, stai un pic să facem o poză. Stai, așa. Stai, omule. Da. Of, că n-ai lăsat-o. Lasă că mai e gata. Prieteni, cam asta a fost cu episodul de azi. Să nu uitați să dați un like cum și să vă abonați la Mădina stai, David. Stai, mai încet, să tăiem, să vedem, să gustăm. Ce cum? Te grăbești? Stai așa. Oprește. Opresc? Oprește-te tu. Ia. Și de asta o tăiasem și eu perfect ca să-l fac așa o dată. Tu. No, nu mai, n-am mai ieșit perfect. Felia. Hai să încheiem. Hai încheiem.
Prieteni, cam asta a fost cu episodul de azi. Să nu uitați să dați un like și să vă abonați la Mădina David. Da, prieteni. Cu voi a fost Caran și Mădă. La revedere.